întrebare, de ce? Actually, nu am de ce să mă plâng. În schimb, te rog să nu mai dai pizza pe jos. Nu am ce să fac, e prea bună. Ok, și dacă o pizza e prea bună, trebuie neapărat să dai pe ea, pe jos, efectiv, bucăți de pizza? Ha, mă, că nu e atât de mult, nu? Ok, și aș vrea să spun o întrebare. Ce făceai în secunda asta, deși e destul de evident? Bă, fii atent! Ia, că făcea ceva incredibil Andrei în momentul ăsta. Am dat mai devreme din greșeală pe alt canal? What? Și era o emisiune? Wow, Andrei a dat pe alt canal. Vrei să fii milionar? What? Și tu vrei să-mi spui că te-ai uitat la o emisiune, gen, vrei să fii milionar pe televizor, gen? Da, a fost super? Ce, mă, te-ai uitat la altceva în afară de pești? Și mi-a venit o idee. Ia zi, ce idee ți-a venit? Vrei să fii milionar și tu sau ce? Hai să mergem și noi la acea emisiune? Sau măcar la o emisiune asemănătoare, să câștigăm bani? Andrei, să cumpărăm pizza. Bă, Andrei, hai să fim serioși. Care crezi că sunt șansele să mergem noi la o emisiune gen vrei să fii milionari și chiar să devenim milionari? Adică, care sunt șansele? Bă, nu ai de unde să știi până nu încercăm? Presupun că ai dreptate. Dar, sincer, nu mă bag. Adică sună ca o prostie. Adică, nu știu, nu cred că... Ce, bă? Bă, nu, sincer, chiar nu cred. Bă, lasă-mă în pace, nu, bă, nu, te rog. Nu, frate, nu participi la nicio emisiune. Te rog, bă, hai. Andrei, dă-mi un singur motiv pentru care aș vrea să participi la o emisiune gen vrei să fii milionar cu tine ca să fii milionari. Haide, bă. Nu, frate, bă, lasă-mă în pace, efectiv. Nu, au, de ce, bă? Bă, dă-mă bicicleta. Presupun că n-am altă variantă. Ok, Andrei, știam că nu o să scap, dar chiar era necesar să-ți iei costumul ăsta? Normal, bă, totuși apărem la televizor. Da, mă rog, ai și o față extrem de prezentabilă. Hai să vorbim aici cu domnul director, Mr. Ben. Bine ați venit, dragi prieteni, sunteți gata de show? Nu știu ce caut aici, dar da, presupun că sunt gata de show. Poți să mai explici o dată regulile sau ce se întâmplă aici? Sigur, amice, o să fii supuși câtorva probe. Cine face cel mai mult te primește cei mai mulți bani. Și la final o să aflăm cine devine milionar. Andrei, fiți are entuziasmul. Ok, bine, presupun că eu o să devin. Da, presupun că o să mă bag în asta. Ok, Andrei, hai să începem concursul și să aflăm cine o să devină milionari. Sau, mă rog, milionar, că gen e doar unul, e la singular. Bine, bă! Ăsta ce capare! Ok, practic asta prezintă tot ce se întâmplă aici și spune că practic acum o să devin eu milionar. Bă, câtă lume! Bă, Andrei, eu am emoție, e prima dată că sunt la televizor, sincer. Hai să vedem. Ce cap, mă, sunt atât de entuziasmat. Ok, asta e prima probă. Andrei, trebuie să batem toți liliecii. Ok, bun. What, ce probă e asta? Ok, ok, încă doi. Primul! 200 de m. Ok, a doua probă, hai să vedem. Eu deja sunt la a doua probă, Andrei. Bun, acum trebuie să găsesc redstone-ul real să îl minez, ok. Andrei, la ce probă ești? Ok, bun, ok. A doua, pe shot-ul la a doua, acum o termin imediat. Mă, ce caterincă e, ok, îmi place emisiunea asta. Ok, wow! Bă, am terminat al doilea probă, doi. Bă, nu-i corect, ok. Hai să vedem, copii de Peter, trebuie să desenăm exact cum e aici în fața să facem și noi. Ok, verde, galben, portocaliu, roșu, oh my god, Andrei, la ce probă ești, mă doare capul. Andrei, oh my god, ce se întâmplă aici? Mamă, frate, cât de greu e. Bă, trebuie să fac exact cum e acolo. Andrei, de ce nu vorbești, comunică cu mine? Ok, bun, aha. Ok, bă, ce greu e. No, cum adică zero, n-am avut suficient timp. Oh my god, Andrei, tu ai făcut-o pe aia cu copiatul. Ok, bun, acum trebuie să fac bone meal la tot uitul. Ok, 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 repede, haide. Hai că spate. Frate, ce misiune e asta? Ok, haide, gata. Gata, bă, gata. Yes, ok, primul. Ok, bun, bă, nu mă descurc. Mamă, chiar sunt curios cum face. Trebuie să tame a horse, ok. Gata. Hai. Haide. Trebuie să îmblânzim un cal. Gata, ăsta e al meu, gata. Și gata. Bun. Bun, și acum trebuie să mergem cu el până la final. What? Trebuie să și sară pe asta, nu sare. Dați-vă. Oh my god. Nu, mă doare capul, ce emisiune e asta? Oh my god, mă fac de râs și se uită mamaie. Ok, mamaie, nu, te fac de râs, promit. Haide, trebuie să luc calul. No, zero!
Oh my gosh, și mai avem atât de puțin. Ok, următoarea probă. Cad covoare. Oh, eu trebuie să cad. Ok, trebuie să cad până jos. Ok, bun. Next, ok. Andrei, la câta probă ești? Eu habar n-am la câta sunt, dar sunt la niște carpeturi. Tu unde ești? Zi ce trebuie să faci. Oh, 200 la cal. Sunt cu două în față. Sunt cu două în față față de tine atunci. Ah, ok. Minecraft sniper. Bun. Trebuie să dăm în toate minecarturile. Două. Ok. Trei. Hai că trei dacă e. Bro! What? No, nu există așa ceva. E ireal. E imposibil așa ceva. Nu. Nu! Nu! De ce s-a trezit? Ok. Oh! Bă, e prea greu? Nu. Nu! Nu! Zero! Oh my god, oh my god, trepdor parkour, ok, acum e un parkour cu trepdoruri, mamă, Andrei, e prea greu ce se întâmplă aici, tu unde ești, la ce nivel ești, nu înțeleg ce se întâmplă, ok, bun, stai, nu, oh my god, de ce e atât de grea chestia asta, ok, bun, no, frate, e atât de greu, Andrei, zi-mi că te descurci prost rău de tot ca să fiu și eu mai fericit măcar, ok. Bă, chiar prost. Aia vreau să văd sincer. Ok, bun. Haide, încă puțin până sus. Este 100 doar. Ai, mă, 100 de mii. Ok, hai să vedem. Din nou, parkour. Oh my god. Asta trebuie să fie o glumă, nu? Asta chiar trebuie să fie o glumă. Ok, hai să vedem. Oh, bine, nu e rău. Let's go. Hai să vedem următoarea probă. Mută itemele dintr-un chest în altul. Ok, nicio problemă. Ok, nu spune că trebuie să țin minte și ordinea. Oh, nu, n-a trebuit, bine. Bun, Andrei, cred că cineva o să fie milionar de aici. Da, eu nu, niciun caz nu o să fii tu milionarul. Haide, bun, mamă, ce ușor a fost proba asta. Bine, what, trebuie să prinzi toate diamantele? Ok, mamă, 200k? Păi te bucuri și tu la 200k, dar n-ai idee de câte ori am primit eu 200k. Băi, eu am timp să vinesc toate diamantele astea. Andrei, la ce nivel ești tu în momentul de față? Ce faci tu în secunda asta? La chest? Oh my god, ești atât de în spate. Ești atât de în spate, băiete. Ok, let's go, 200. Bine, mă, hai să vedem următoarea probă. Ha, trebuie să facem un tort. Oh my god, ok, trebuie să fac un tort. Bun, iau niște wheat, ok. Bun, repede. Mulge niște vaci, repede. Bun, perfect, ok. Tort, ce trebuie să fac, sugar. Ok, tort, gata. Regele pe torturi. Ah, trebuie să pescuiesc o vacă. Ok, asta n-ar trebui să fie atât de... Ok, vino încoa. Gata? Oh my god, încă una. Ah, trebuie să ajung la nivelul meu. Oh, da. Bine, mă, hai să vedem următoarea probă. Trebuie să omor 5 zombi. Ok, de unde găsesc eu 5 zombi în momentul de față? Literalmente am... Oh, ok, 1. Ok, 1. Hai, next. 2. Ok, bun, hai încă. Oh, 3, 4 și încă unul. Și încă unul, ultimul zombie, efectiv ultimul zombie. Unde e ultimul zombie? Mai trebuie un zombie să omoară. Băi, Andrei, nu, e un eșec. Băi, e greu, rău, uite-l. 100 de mii. Ok, presupun, da, e destul de decent. Hai să vedem următoarea probă. Oh my god, trebuie să deschid toate gate-urile, să trec prin ele. Ok, asta chiar e grea. Legit, asta e chiar e grea. La ce nivel ești, Andrei? Sunt la labirint. Văd că mă ajungi din spate. Nu te miști chiar rău, sincer. Te miști chiar decent, sincer. Te miști chiar decent rău de tot. Ok, 100 de mii. Bine, mă. Trebuie să fac 10 artificii. Oh my god. Și tu ce te uiți, mă? Ok, 10 artificii, gata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gata. Woohoo! 200 de mii. Oh my god, trebuie să not până la sfârșit. Ok, bun. Asta ar trebui să fie atât de greu, I guess. Haide. Nu, what? Ce? Oh my god, deși... Ok, haide, gata, am ajuns. Gata, 100 de mii, e decent. Eu zic că m-am descurcat chiar bine. Oh, ce trebuie să fac? Să ajung până jos, prin găuri. Andrei, nu știu, doar mie mi se pare extrem de greu, extrem de grea emisiunea asta. Adică, da, e prea greu, 200 de mii. Ka-ching! Aproape devin milionar. Ha! Trebuie să curăț toată zăpada. Ok, asta presupun că n-ar trebui să fie atât de greu.
Ok, haide. Repede. Bam, bam, click, 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 click. La ce nivel ești, Andrei? Zi repede. Bine, 200 de mii. La delfin. Ok, bun. Acum eu trebuie să găsesc gaura din lava pool. Ok, unde? Oh, uite-o. Oh, oh my god, super deștept. Bă, am creier, mă, nu ca Andrei. Cum adică, bă? Ok, trebuie să găsesc floarea diferită față de celelalte. Cum e asta posibil? Cum e literalmente chestia asta posibilă? Cum e posibil să fac... Nu există, nu. Mi se pare imposibil. Trebuie să recrez petardul ăsta. Ok, aha, ok, gata, ok. Cam așa, ok. Aha, ok. Și în față și în spate. Aha, și cu o gaură în mijloc. Yes! Ha! Trebuie să... Oh my god, parkour! Ah, Andrei, urăsc parkour-ul. De ce? Deci și la emisiune de televiziune trebuie să fac parkour. Adică mă fac de râs și la televizor. Adică pe bune. Ok, ușor. Haide, let's go. Bine. Ok, Andrei chiar se chinuie acolo, gen. Asta e de respectat, sincer. Hai că se chinuie, Andrei, dacă e. Ok, bine. 200 de mii. Ok, e ok. Bă! Ok, cum fac asta? Nu am nicio idee. Bun, eu trebuie să găsesc intrare din tablouri. Ok, asta cred că ar trebui să fie ușor. Ha, nu, de ce nu găsesc? Firai tu să fii. No, nu pot să cred, frate. De ce am trișat acolo puțin? Oh my god, sar peste obstacole cu calul. Bă, nu se poate. Andrei, am un cal. Parcur iar. Ah, gen spate, Andrei. Bă, eu am un cal, gen, asta e tot ce știu în momentul de față. Faptul că am un cal și, gen, nu mi-e frică să-l folosesc, gen. Ok, și încă o dată. 200 de mii! Oh, și s-au terminat probele. Și ai spune cine a devenit milionarul și cine este câștigătorul. Eu sunt milionarul, doamnelor și domnilor. Nu pot să cred, Andrei. Cum ai trișat iar? Bine, bă, ai jucat cu hack. Nu. Eu sunt, ai plătit producătorul, nu se poate. Andrei, eu sunt milionarul de astăzi. Oho, nu ai cum, bă. Oh, dar, cumva am o coroană. Îmi dai și mie 5 lei, regele. Ia, cum te adresezi de acum? Hai, vreau să știu cum te adresezi. Băi, coroana mea, vreau să știu cum te adresezi. Hai, să aud cum te adresezi de acum. Animalule. Hai să vedem ce părere are domnul producător de această chestie. Felicitări, a fost numărul 1 pe rating în România datorită vouă, a fost un real succes. Îți mulțumesc, domnule producător, știu că m-am descurcat de minune și toate probele. Ahaha, deci eu am fost cel important aici. Păi de ce ești tu cel important? Că n-am înțeles. Datorită mie, păi cum adică datorită ție a fost pe locul 1? Păi cum adică datorită ție, că nu înțeleg. Păi n-a zis datorită vouă și am zis că clar se referă la mine. Pa, cred că totuși nu se referă la tine. La cine vă referați, domnule producător? La amândoi! Vă implor! Haideți să mai facem un meci! Ați fost prea buni! Vezi, am zis că la mine... Bă, zis amândoi! Încă un meci. Băi, eu deja sunt milionar, adică... Nu știu dacă aș mai vrea, îți e frică să nu pierzi mie să-mi fie... Mie să-mi fie frică? Mie... Ok, știi ceva, domnule producător? Mai facem un meci. Andrei, hai să vedem acum cui o să-i fie frică. Ha? Găsește tridentul? Bă, e prea greu. Oh my god, stai așa, Andrei, eu trebuie să găsesc... Oh, aici. Nu e aici. Aici e tridentul. Și trebuie să mă lansez până în top. Ok. Wow! Ok, haide. L-am găsit, haha. Trebuie tu să fii. Yes! Eu am fost primul 200 de mii. Nu? Nu am reușit? Ce bine îmi pare. Mamă, băi, sunt regele. What? Trebuie să merg pe ață? Ok, știi ceva? Asta am făcut din totdeauna. Fii atent. Bă, am căzut. Ajutor! Regele, eu sunt! Oh my god, Andrei, pregătește-te că nu ești pregătit. Curăță apa. Ok, bun. Haide. Mănec? Bă, Andrei, că e la aia cu tridentul, e prea funny. Ha, curță cu barca? Ajutor! Mamă, deci Andrei efectiv are nevoie de ajutor urgent, în caz că nu v-ați dat seama. Wow. Ok, ușor. Jos! Bine, bă, 200 de mii, nu pot respira. Ok, Andrei chiar se neacă acolo. Ha, ok, trebuie să completez trecul. Gata. Ciu-ciu, Andrei vine, ciu-ciu Charles. Bine, 200 de mii, let's go. Nu din nou asta cu zombie. 1! Bă, e prea greu, da, știu. 2, 3. Nu știam că se fac așa greu banii.
4, oh, 5, let's go, am crezut că e regizat. Nu, nimic nu e regizat aici, domnule Andrei. Oh my god, trebuie să trag în toate găinile care cad. Oh my god, asta o să fie interesant, trebuie să recunosc. Oh, oh, încă una, încă una, no, nu, uite-o. Yes, ce bă? Găini, 200.000, regele efectiv. Bă, ce? Ok, stai, share at... Aster at all the Enderman. Ok, deci trebuie să mă holbez la toți. Ok, ca să moară toți, să vină spre mine. Ok, easy, ce mai ușor bani ever. Nu găsesc zombie, doamne, Andrei la labirint, săracu. Ok, trebuie să ajung la golem fără să mă... nu, trebuie să mă arunci în sus. Ok, hai, hai, aruncă-mă. Ok, aruncă-mă și tu. Ok, bun, aruncă-mă și tu. Hai, ok, bun, aruncă-mă și tu. Haide, ok, aruncă-mă, aruncă-mă. Yes! Băi, sunt prea bun. Bă, nu pot să fac. Jos, rege. Ok, trebuie să vorbesc cu villagerul care n-are job. Tu n-ai job. Nu, 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 ăla are job. Ăsta era șomerul. Ce bă? Trebuie să fac o piramidă din diamante cu un beacon? E imposibil, Andrei, lasă-mă că mă doare capul. Mă doare capul, mă doare capul, mă doare capul. Hai, că asta n-ar trebui să fie greu. Este, mă! V-am zis eu că nu e greu, v-am zis eu. Băi, Andrei, știi de ce am eu noroc? De ce? Pentru că l-am pe ursulețul de pe islam.ro. Teddy, cred că l-am chemat. Ăsta e numele lui oficial, deci cred că așa, ăsta e numele lui. Deci efectiv îmi aduce cel mai mare noroc, Teddy. Deci, de-aia câștig eu, Andrei, de-aia. Înțelegi acum? Acum înțelegi? Na, că am pierdut, deci fix că mă lăudam. Nu e corect? Bă, frate, nu pot să cred că fix acum. Strider, Rider! Ok, haide, Stridere. Ce, bă? Ok, stai, stai o secundă, Andrei, pentru că eu în momentul de față sunt pe un Strider și practic mă duce... Ce să fac la Enderman? Oh my god, logica nu se prinde. Logica nu se prinde. Logica e ultimul noob. Ok, bun. Haide, pe aici, ușor, ușor, ușor. Ușor, carefully, foarte frumos. Ok, acum repede. Nu o să ajung, nu o să ajung, nu o să ajung. Nu, nu cred. Nu! Frate, eram aici, nu-i cor! Măcar ursulețul e cu mine, măcar atât. Măcar atât. Ha, fă, peternul ăsta. Oh my god. Ce nu ești, ha-ha-ha, bă, frate, nu. Nu știu să fac, nu știu. Aha, aha, aha. Ok, bun, și după, ok, așa și așa, aha, și acum le combin pe astea două. Nu, my god, nu mă pricep, nu pot să fac, Andrei, nici eu nu mă pricep. Băi, frate, cum e posibil să găsesc o floare care e diferită față de celelalte? Ce se întâmplă cu jocul ăsta? E o glumă? Prea încet? Nu, bro, care era faza? Nu înțeleg. Ia și câștigătorul! No, what? Cum adică? No, 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 cum adică, Andrei, câștigătorul emisiunii? Te-am făcut? Nu se poate, e un coșmar! Eu sunt milionar, nu! O să cumpăr toate pizzele din lume, nu, e un vis urât! Nu, nu, nu există așa ceva, nu se poate, haha, no! Cum adică, Andrei, e mai milionar decât mine? Domnul Progot, uite cine e regele? Cum îmi spui? Regele, da, ok, bine. Ha, mă, frate! Bă, emisiunea a fost ok. Dar de ce ți-ai luat un costum Gucci? Adică acum ce, trebuie să se știe că ești milionar sau ce? Pentru că sunt milionar, am și eu o prestanță. Dar nu vorbești cu oricine. Atunci dă-mi mie 50 de milioane până mâine, gen 5.000 de lei. Nu pot? De ce? Că ești milionar la urma urmei. De ce nu poți? Am cheltuit toți banii! Pe ce ai cheltuit toți banii? O să vezi când ajungem acasă. Casa e la literalmente o secundă de noi în momentul ăsta. Mă, pe ce ai dat un milion de dolari? Pot să știu și eu. Andrei, tu ai dat un milion de dolari pe pizza? Hi, hi, hi. Vai de capul meu.